Mai multe drumuri județene din Iași vor fi modernizate încă de la începutul anului. Plenul Consiliului Județean a aprobat actualizarea devizelor generale pentru mai multe obiective de investiție. Este vorba de drumul județean 201C, limita de județ Neamț Răchiteni, intersecție DN28, drumul județean 249, Hermeziu Vladomira, drumul județean 249D, intersecție drumul județean 249E, Moreni, Prisăcani, Măcărești, Grozești, intersecție cu drumul județean 244F și drumul județean 282B, intersecție DN24C, Bivolari, Traian, Spineni, depuse de Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini. Dar și legate de această actualizare a devizelor generale după semnarea contractelor, la data la care noi am depus unele proiecte, nu erau semnate contractele de lucrări și atunci suntem obligați să facem această actualizare. Totodată, după ce am depus toate documentele, este un ordin de ministru care s-a făcut o formulare generală a hotărârilor de Consiliul Local sau Județean și atunci noi a trebuit să ne conformăm modelului lor. Încărcăm imediat ce va fi semnat această hotărâre, celelalte documente le avem pregătite.